În acest tutorial vă voi arăta cum se lucrează un picioruș scurt. Începem rândul cu primul ochi, adică facem o buclă, îndoim bucla peste firul cu care se croșetează, introducem croșeta prin cele două circulețe și tragem. Acesta este primul ochi. Lucrăm un lănțișor format din 10 ochiuri de lanț. Adică luăm jeteu și tragem prin ochiul de pe croșetă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Acesta este un lănțișor format din 10 ochiuri. Pentru a lucra un rând de picioruș scurt, întotdeauna începem cu un punct de lanț. Se poate și începe și cu direct, dar este bine să numărați piciorușele care le faceți, ca nu cumva să faceți în plus sau în minus. Deci, începem cu un punct de lanț și apoi, în primul ochi, lucrăm primul picioruș scurt. Adică, introducem croșeta prin ochi, luăm jeteu, tragem prin primul ochi, apoi luăm iarăși jeteu și tragem prin următoarele două. Acesta este primul picioruș scurt. Următorul. Introducem croșeta, luăm jeteu, tragem, luăm iarăși jeteu și tragem. Al doilea picioruș scurt. Al treilea picioruș scurt. Al patrulea picioruș scurt. Și tot așa până se termină rândul. Și 10. Acesta este un rând de picioruș scurt. Rândul al doilea. Se poate începe direct cu picioruș scurt și lucrăm din primul ochi. Sau se începe cu un punct de lanț. Aici, în funcție de cum vă arată diagrama. Dacă vă arată că începe cu un punct de lanț, lucrați și punctul de lanț. Dacă nu, lucrați direct cu picioruș scurt. De exemplu, începem cu un punct de lanț. Și lucrăm. Introducem croșeta sub primul ochi, da? Deci aici aveți două bucle mici. Introducem croșeta pe sub aceste două bucle mici. Luăm jeteu, tragem, apoi luăm jeteu și iarăși tragem. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și în ultimul loc 10. Și avem două rânduri de piciorușe scurte lucrate normal. Întoarcem rândul. O să vă arăt 5, o să facem 5 rânduri de piciorușe scurte ca să vedeți cam cum arată. Și lucrăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
și 10. Cu mare grijă să nu înmulțiți numărul de ochiuri în față și în spate, la capăt și la început, da? Și întoarcem. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și aici avem 1, 2, 3, 4, 5 rânduri cu picioruș scurt. Arată la fel și pe față și pe spate.